acuși de Dănuț Vieru, dar care a crescut enorm la handbal cu Vaslui de când este pregătit de Sandu Iacob. Interesant ar fi de spus despre Gabriel Bujor, care a reușit să depășească, iată, în acest clasament al golgheterilor, jucători importanți, Dalibor Ciutura, Filip Marianovici, Vitali Comogorov, Cicovani, Sorina, Laurențiu Toma, sunt nume mari în clasamentul primilor 10, în clasamentul golgheterilor în sezonul trecut, un jucător tânăr, important, un jucător care este și în lotul lăgit al României. A început această partidă cu Dinamo la prima posesie, Ciutura, capitanul Constanței astăzi, în absența lui Laurențiu Toma, accidentat, nu poate evolua în această partidă. Să spunem că sunt mulți jucători noi și la Dinamo și la Constanța. În lotul lărgit al Constanței sunt numai puțin de 11 jucători străini cu state vechi în campionate puternice. Frumoasă depășirea pe schimbare de direcție. A ratat acolo Gaiducenco, 1-1 cu portarul. Se joacă extrem de aplic, foarte tare. Din nou Sian prinde o minge grea și inițiază bine un contraatac. Buricea pasă la pivot. Dinamo, Desca a repus mingea. Foarte bun atacul din pase succesive. Gavriloaia, ce paradă are încă o dată Dane Sian. Anticipează din nou și foarte bun plasamentul. Este și foarte, foarte mare ca dimensiuni portarul Constanțean și aproape închide poarta. Mulți ani capitanul naționalei Serbiei. Va fi cu siguranță un campionat foarte, foarte disputat. Sunt 5-6 echipe care pot lupta la titlu. Din nou Sian vede mingea și nu primește gol. A apărat extraordinar, foarte sigur pe el. Cred că este a noua paradă a portarului sârb. O echipă constanțeană cu mulți veterani. Să nu uităm, Dane Sian, 40 de ani. Dinamo stă mai mult cu pivotul lângă apărătorul lateral, lângă Nistor. E o pâine de mâncat acolo. Poate crea spații. Estechi trage la seminălțime. Din nou, extraordinar Dane Sian. Într-o zi mare astăzi a betonat poarta Constanței în prima repriză. A 10-a paradă, cred, pentru Dane Sian, dacă am numărat bine. Probabil că nu va încerca multe noutăți tactice în următoarea perioadă, preferând să joace schemele care au fost făcute în sezonul trecut, încă un fault și o nouă întrerupere a jocului ofensiv al dinamoviștilor. O pasă lăsată pe la spate a lui Estechi, dar din nou Dane Sian iese în evidență. Foarte agil. O nouă intervenție excepțională. A stat bine acolo în colțul scurt. Văzut o aruncare cu podeaua. Gaiducenco trage previzibil încă o dată și din nou Dane Sian închide poarta. Citește bine aruncările adversarilor, reacție remarcabilă. Atacă poarta, braț salvator al lui Sian. Încă o dată inspirat la acea aruncare năpraznică a lui Comogorov. Nu au soluții de amoviști, joacă prea mult în zonă centrală și extremele stau prea cuminți. Blocajul lui Nicolici încă o dată în prim plan și Sian iese și el în evidență. O minge câștigată de Stevan Vujović, care face bine blocajul defensiv și recuperează mingea. Apărătorii constanțeni solicită fizic la maxim pe jucători. Acum începe cu adevărat competiția internă cu această supercupă. Iată-l și pe capitanul Constanței la 42 de ani, Dalibor Ciutura, unul dintre cei mai valoroși jucători din competiția internă. Bucurie mare la Constanța. Pe malul mării e sărbătoare. Lumea începe să-și amintească de performanțele HM-ului din Constanța, să ne amintim și noi 9 titluri, 6 cupe, 4 supercupe, un loc 4, Final Four-ul cupei HM.
o semifinală de Cupa EHF în 2006, o semifinală de Cupa Challenge în 2004 și Constanța, să nu uităm, revine din nou în Europa în luna octombrie. Constanța redevine din nou un oraș important în handbalul masculin românesc. O înfrângere din care cu siguranță Dinamo are de învățat. Cu siguranță mai este de lucru la echipa albroșie, a adus și ea 6 jucători noi în acest sezon. Mai durează, cum spunea și Redor Voica, omogenizarea. Spuneam Dinamo sezonul trecut o triplă istorică, anul acesta însă eu cred că Dinamo are un lot mult prea restrâns, jucând și în Liga Campionilor doar 17 jucători. Părerea mea că le-ar mai trebui cel puțin 3-4 pentru a face față pe cele 3 planuri, campionat intern, Cupa României și Liga Campionilor. Să vedem ce se va întâmpla. Constanța, după ce a arătat astăzi, se poate bate la titlu. CSM-ul din București este și ea o rivală de temut, poate cele mai spectaculoase transferuri. Apoi să nu uităm echipele de tradiție, Poli Timișoara.